Manifestările dedicate Zilei Comunei Malu au debutat sâmbătă cu dezvelirea monumentului eroilor din localitate. Evenimentul a început cu o defilare a pompierilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vlașca și a Orchestrei de Suflători Valahia. De o oră, locuitorii au asistat la dezvelirea monumentului eroilor mălureni. La îndemnul primarului comunei Eugen Șoafă, toți cei prezenți au fost invitați să ia parte la unul dintre cel mai important și emoționant moment de până acum. În cinstea eroilor s-a oficiat o slujbă de pomenire, iar cei prezenți au avut ocazia să depună câte o coroană de flori. Directorul școlii, inspectorul ajun general, profesor Adelina Sârbu și cadrele didactice ale școlii generale Ioan Bădilă de Malu. Urmează Consiliul Local Malu, reprezentat de domnul consilier Dinu Mihai și Neagu Cătălin. Sărbătoarea continua cu o acțiune culturală, lansarea monografiei Comunei Malu. Cei care au participat la acțiune au avut posibilitatea să cumpere prima carte în care sunt specificate istoria și documentele de atestare încă din anii 1445. Prima zi a manifestărilor s-a încheiat cu un moment artistic dăruit de copiii școlii gimnaziale Ion Bădilă din localitate.